Atenție, motor! Mergem! Sunet! 109-2! Este povestea personajului Auraș. Povestea personajului Auraș este bazată pe amintiri din copilărie, frustrări, dorințe și voie bună. Și cu ce te asemeni tu și cu ce te diferențiezi de personajul pe care îl joci în serial? Eu empatizez cu el de fiecare dată, adică chiar dacă nu aș face ce face el sau chiar dacă e puțin mai agresiv sau așa, eu empatizez cu el, pentru că în același timp iubește, își dorește prieteni, își dorește să muncească, îi place ce face, îi place să ajute oameni, deci empatizez cu el. E greu când intri pe set să devii Auraș? Întrebare capcană. Da și nu. Da, pentru că am de făcut un personaj și ce am învățat la actorie trebuie să pun în practică și trebuie să duc profesionist la capăt. Iar nu, pentru că am alături de mine o echipă prea mișto cu care am crescut cumva și care îmi dă speranțe că o să fie cel mai bun serial ever. Care este cea mai mare frustrare a unui actor? Că știm cu toții că viața de actor nu este cea mai ușoară. Având în vedere că toți suntem la început, de cele mai multe ori, o să fiu subiectiv și o să vorbesc despre mine, de cele mai multe ori eu îmi doresc ceva și cred că aia e cea mai bună variantă, iar omul vine cu varianta lui. Și în momentul ăla apare un clinch care de fapt nu ar fi trebuit să fie, dar care de fapt, după o perioadă scurtă sau lungă în care ne-o dăm pe argumente și la un moment dat devine și tensionant, se relaxează și ne dăm seama că ambele variante trebuie să fie făcute, că sunt la fel de bune.